niciun fel o astfel de relație, iubirea dintre cei doi era mai, de mai mulți ani, iar copilul era al lui Yuval, mai ales că îi semăna foarte mult. O revoltă în Ludus, iar unul din paznici... Ce-a vina, gata-ți-le! Gata-ți-le! Unde sunt? Sânător! Sânătoare! Nu vreau să mor! Paznic a fugit pentru a anunța în casul ceea ce se întâmplă. Nu mă ucideți! Nu! Cei doi sunt la discreția sclavilor. Rolurile s-au inversat. Uval strigă după copilul lui. Unde e iubita mea? Strigă și după iubita lui. Iubita s-a ferit de aceste tunete, dânsă este în siguranță. Ce se întâmplă aici? Spune! Doamne! Rezolvă asta! Gărzile nu mai sunt. Uval își regăsește soția, iubita de fapt, și copilul. Lanista! Lanista! Iar gladiatorii vor să se amuze ei acum pe seama stăpânilor. Și lanista și senatorul au decis, gladiatorii vor fi puși să lupte în arenă, li s-au dat săbii. Eu nu știu. Și se pare că Lanista, chiar dacă este stăpânul acestui Ludus, are mișcări un pic cam stângace. Mai talentat pare a fi senatorul de la Roma. Cum este să fii în cușcă? Vezi plătit pentru asta! Dați-le și dați-le țabă! Mai ales toga aceea, cred că îl încurcă teribil. Totuși, deci n-are cum să scape de mânia gladiatorilor. Cum e? Cum ești și dragi noastre? Cum ești? Ne împânge! Și senatorul Apolinaris este învingător, Lanista este la discreția gladiatorilor care va vor decide dacă trăiește sau moare. Senatorul Apolinaris s-a conformat, avem un lanista mai puțin. Fuge spre castru. A scăpat. Dar se pare că armata romană se pregătește. Gladiatorii vor trebui să se retragă și să spre castru și să fugă în fața furiei armatei romane. Șansa lor sunt munții unde vor merge să adune alte armate, să elibereze alte ludusuri, alți sclavi. Apolinarii se pare că nu era chiar mort. Yeah!
soldații romani au ajuns puțin prea târziu la Ludus ca să mai salveze ce era de salvat, însă au primit veste despre revolta care se pregătește. Uvald, cum vă spuneam, s-a dus, s-a eliberat alte Ludusuri, a adunat și semințiile barbare de la nord și împreună se pregătesc să pornească împotriva armatelor romane. Legiunea 13-a Gemina face manevre, se pregătește, alături de ea cohors Tertia Campestris.